Copilotul Răzvan Petrescu este încă în stare gravă. E slăbit, a pierdut mult sânge, iar medicii au decis să amână operația pe care urmau să o facă. Tânărul de 23 de ani împarte același salon cu alți trei medici care au fost alături în avionul care s-a prăbușit în munți. Unul dintre ei, medicul Valentin Calu de la Spitalul Elias din București, a vorbit pentru prima oară după accident. Bine așa. Acum luați în ambulanță. Urmează să mai facă câteva intervenții chirurgicale, dar au hotărât să-l mai lase câteva zile, pentru că a pierdut foarte mult sânge. Dumnezeu știu că e cu el și va fi cu el continuu. Răzvan a trecut deja prin câteva intervenții chirurgicale și urmează altele. A avut cele mai multe leziuni pentru că impactul a fost cel mai mare în față, nu-i în afara complicațiilor. După accident, tânărul a fost diagnosticat cu o insuficiență circulatorie, urmare a unei hemoragii severe. Au făcut investigații, dar au ajuns la concluzia că e mai bine să fie mai întărit și să mai aștepte câteva zile. Bine ar fi să facă într-o singură anestezie totală, să facă toate intervențiile. Familia a decis însă că este mai bine pentru Răzvan să rămână în continuare sub supravegherea medicilor din Cluj. Copilotul împarte același salon cu medicii care au fost alături în avionul care urma să ajungă la Oradea. Medicul Valentin Calu de la Spitalul Elias din București a vorbit pentru prima dată de la accident. Cu capul zâmbă, mânătăile au început să treacă, tracturile nu-s grave. Stau, cum să zic, să vă zile să fac acasă. Așa să vă numeze să scăpăm asta. Radio Ovan și cu Răzvan au făcut tot posibilul ca să-i salveze. Din cei 7 membri ai echipajului, doar 5 au trăit. 4 sunt în continuare la terapie intensivă cu politraumatisme. Medicul Cătălin Pivniceru de la Spitalul Sfânta Maria din Capitală a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul feței. Are o mână ruptă și fractură la un picior.